După ce ieri o tânără polițistă s-a sinucis împușcându-se în cap cu o armă din dotare. La fața locului s-a deplasat o echipă de cercetare pentru a stabili toate împrejurările producerii evenimentului. Astfel, oamenii legii au făcut astăzi primele declarații cu privire la acest caz. Părea să aibă viața perfectă. Tânăra de doar 25 de ani avea o imagine și o carieră de invidiat pentru multe femei la vârsta ei, dar mai ales o viață înainte. Gestul Adelei a șocat o țară întreagă și nimeni nu își explică ce anume a determinat-o să facă acest lucru. Astfel, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru a afla ce s-a întâmplat cu polițista în acea dimineață. Aducem la cunoștința opiniei publice faptul că la data de 19.1.2022, un agent de poliție din cadrul Poliției Transporturi Strehaia s-a împușcat cu arma din dotare. Evenimentul a fost anunțat la 112 de colegul ei de servici. Dosarul a fost preluat de parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți, care a dispus începerea urmăririi penale în cauză pentru infracțiunea de tentativă la omor. Însă ulterior s-a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei în infracțiunea de omor, moarte suspectă, pentru care se efectuează cercetări în continuare. În prezent nu se cunoaște adevăratul motiv pentru care tânăra s-a sinucis, însă din informații pe surse, se pare că polițista suferea de depresie severă. Sunt excluse eventuale probleme în căsnicie. Cu puțin timp înainte de a-și lua viața, Adela i-ar fi trimis un mesaj de adio soțului, care a sunat-o imediat înapoi, dar femeia nu a mai răspuns. Disperat, bărbatul a sunat pe colegul acesteia, însă a fost prea târziu. Cercetările sunt la început, urmează să vedem care a fost mobilul, care a fost motivul pentru care agenta de poliție a luat o astfel de hotărâre. Sens în care va fi expertizat telefonul acesteia și se vor desfășura și alte activități necesare bunei desfășurări a urmăririi penale. Este clar că pista pe care se merge este sinucidere, nu există... Da, deci nu există niciun motiv de îndoială că ar putea să fie vorba despre altceva. Cel puțin până la acest moment discutăm despre o sinucidere. Aveți elemente care să, eu știu, să vă aducă la cunoștință ce ar fi să facă? Avem ceva ipoteze, însă deocamdată se efectuează cercetări și până nu sunt finalizate nu avem cum să aducem la cunoștință opiniei publice, pentru că sunt numai niște piste, nu sunt certitudini și atunci ele sunt în curs de desfășurare. Tânăra polițistă care și-a luat viața era ajutor de șef de post în cadrul Poliției Transporturi Feroviare Strehaia. Era promoția 2018 a școlii de agenți de poliție Vasile Lascăr Câmpina. Iar ultimul aviz psihologic a fost primit în anul 2020. Soțul său era șeful secției de poliție Melinești din județul Dolj.